Aproape 20.000 de pachete de țigări și un autoturism în valoare de 100.000 de lei au fost confiscate ieri de polițiștii de frontieră Suceava în cooperare cu jandarmea grupării mobile Craiova. Aceștia au depistat în comuna Vicovu de Sus un autoturism matriculat în Bulgaria, care încearcă să iasă dintr-o curte. În momentul în care cele două persoane din mașină i-au văzut pe polițiști, au abandonat mașina și au fugit pe un teren accidentat. Proprietarul curții din care au ieșit fugarii a depus o plângere de violare la domiciliu și le-a spus polițiștilor de frontieră că în interior sunt colete învelite în folii negre. Astfel au fost descoperite 20.000 de pachete de țigări în valoare de 230.000 de lei pe piața neagră.